mai rar întâlnită această combinație sonoră Beatles Flamenco Jazz, care are toate șansele de a trece drept unul dintre cele mai interesante experimente artistice ale acestui început de an calendaristic. Căldurii vocii Irinei Sârbu îi se adaugă grupul Jazz Syndicate, peste aceste două elemente suprapunându-se prezența lui Lucas Molina, un fascinant dansator de flamenco din Buenos Aires. Pentru o cât mai completă imagine, schimb acum câteva cuvinte cu experimentata interpretă de jazz. Sărut mâna, Irina Sârbu, și la mulți ani! Bună ziua, la mulți ani! Așa e, nu ne-am auzit pe acest an, la mulți ani! Spune-mi, te rog, cum s-a ajuns la ideea de a apropia jazzul și flamenco de muzica The Beatles? Ideea a fost a saxofonistului Costin Roșu și a lui Lucas Molina. Ei au avut inițial această idee și m-au invitat și pe mine să particip la acest concert. Mi se pare o idee extraordinară pentru că foarte frumos se îmbină, așa cum ai spus, dansul flamenco cu armoniile de jazz, cu poveștile Beatles-ilor. Bineînțeles, publicul care vine este iubitor și cunoscător de muzica Beatles-ilor și atunci va fi și pentru ei o surpriză și foarte interesant de văzut unde ajungem cu prelucrările noastre de jazz. Da, cât de importantă este prezența lui Lucas Molina în planul vostru sonor? Este foarte importantă, în special ca imagine, energie, ca și poveste, pentru că el face legăturile între piesele noastre de jazz, dansează cu o mare pasiune, așa cum îl știm de mult timp pe Lucas Molina, o desfășurare de forțe când se află el pe scenă. Energia lui ne ajută foarte mult în spectacol, ridică foarte mult. Cum s-a ales repertoriu pentru acest spectacol de la Teatrul Notara? Au fost câteva piese stabilite inițial de către cei doi. Am mai venit și eu cu câteva propuneri și am ales împreună. Piese ca Let It Be, Lady Madonna, She's Gotta Take It To Write, Obladi Oblada, o propunere a mea personală și de suflet pentru concertul din această seară a fost faptul că aș vrea să cânt singură la pian piesa Imagine a lui John Lennon, o piesă tare dragă și frumoasă și cu un mesaj minunat. Și va fi un moment deosebit, emoționant. Se va dansa pe Imagine sau vei cânta doar tu? Nu știu, nu știu ce se va întâmpla, pentru că Lucas este genul de artist care poate simt să dansezi, poate simt să vin lângă tine, să te învălui, să te invit la dans, ceea ce nu va fi posibil, pentru că voi fi la pian sau cine știe. Până la urmă... S-ar putea să improvizeze. Da, 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 da. Bine, păi mulți ani fain atunci să fii într-un ceas bun această etapă din viața ta și să nu fie singura, pentru că e foarte interesant acest melanj de sunet și imagine și sper să ne vedem diseară la Teatrul Notara. Da, sigur, vă așteptăm pe toți cu drag, ora 20, Teatrul Notara. Mulțumesc și eu!